Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre un pachetel parfumat, am făcut și o rimă, pe care l-am primit și vreau să-mi bag nasul în aceste parfumuri. Am aici decanturi de parfumuri pe care aproape că, cred că 3 dintre ele erau în coș, erau aproape comandate, dar m-am abținut. Am zis, hai să testez întâi și vedem după. Și vreau să fac clipul acesta altfel decât până acum. Știți că eu fac, le-am testat, pentru că testez înainte parfumurile, le mai și port și văd cum se comportă așa pe o perioadă mai lungă. Însă de această dată vreau să vă spun cum îmi imaginam eu că sunt aceste parfumuri și primele impresii. Mulțumesc, Adriana, tare, tare mult! Cred că m-ai salvat! Am unul pe mână deja, am mirosit unul pentru că nu mai puteam de curioasă și nu este deloc ce mă așteptam eu. Nu că nu ar fi frumos, ci că nu este așa cum așteptam după note, după alte recenzii, mă rog. Ei bine, acestea sunt, avem și arăbești, avem și nișă, avem și de toate. Ok, începem cu acesta pe care eu l-am deja pe mână. Așa se numește parfumul și o să vă pun o poză pe ecran. Hai să vedem. Avem ca și note. Acesta este un oriental gourmand, alune de pădure, caramel, migdale, mosc, ciocolată, ambroxan, boabe de tonka, santal și benzoină. Mamă! Mă așteptam la un parfum mai ciocolatos. Mă așteptam să fie mai nutty, să aibă alune, să simt așa o ciocolată cu alune. Să fie super mâncabil, dar și seducător într-un fel, că are și el un nume. Miroase foarte bine parfumul, nu pot să zic că nu, miroase super, super bine. Dar, haideți să vă spun la ce m-a dus cu gândul. M-a dus cu gândul la dansa de libelule, de la nobile. Da, îmi dă același vibe. Nu este exact ca și acela, dar îmi dă același vibe. Și nu știu de unde are acesta niște fructe suculente, cum ar fi mărul acela din la dansa. E gourmand. Dar are ceva proaspăt acolo, are un măr, simt un măr, doar că la dansa este, are o scorțișoară acolo, aici nu o simt. Parcă este ceva mai, când se usucă la dansa, clar nu este ca acesta, aici de exemplu că s-a uscat pe mâna mea, îl simt mai cremos, dar nu-l simt nati, nu-l simt migdalat, nu. Îl simt dulce, se simte caramelul, că are caramel. Nu îl simt neapărat migdalat, ciocolată așa, fină, nu este ciocolatos. Și ea spune aici că este pentru iarnă, vară, primăvară, toamnă. Da, ce să zic. E un parfum versatil, purtabil oricând, este foarte finuț, e finuț. Mi se pare mai puternic la dansa. Da, na, vă zic și eu acum primele impresii, o să mai vorbim, am aici un decant, o să-l port și revin în parfumurile săptămânii cu impresii despre aceste parfumuri. Dar nu este ce mă așteptam, deloc, deloc. Da, este cremos, este fructat. Chiar îl simt fructat, simt acolo un măr suculent. Cam asta este. Haideți să trecem mai departe pentru că sunt multe parfumuri în această cutiuță. O să mai iau eu și pauze pentru că n-am cum să miros atâtea deodată. Și am avut o problemă cu acesta că a curs puțin din el și s-a rupt eticheta. Dar este Camra de la Latafa. Un parfum super iubit, super lăudat. Super discutat, dacă pot să zic așa, că e nebunie cu el. Și eram super curioasă și eu. Totul este super când vine vorba despre acest parfum.
că am zis de 1000 de ori, sper să nu vă enervez. Hai să vedem. Mi-a luat puțin nasul acest parfumul anterior. Ia să vedem. Avem scorțișoară, nucșoară, bergamot, curmale, praline, tuberoză, mahonial, vanilie, boabet. Wow, o grămadă de note are parfumul ăsta. Lemn, smirnă, rășină, lemn ambrat. Este un pic afumat, dulceag afumat. Oricum o să le mai dăm la sfârșit un nas. Miroase bine. Miroase bine. E condimentat, afumat, lemnos. Prima impresie este că nu seamănă cu Angel Share. Nu. Clar nu este din... Nu-l văd cel puțin acum, vreau să mai dau puțin. Momentan nu, o să-l las și să-i dăm un nas la sfârșit. Dar nu, prima impresie, așa primul nas nu este Angel Share. Cum spune toată lumea, nu că ar fi clonă, ci că ar fi din aceeași familie. Nu. Îl văd diferit. Ok. Hai să îl lăsăm deoparte și să mai vedem și altele. Așa. Avem aici Club de Nuit Woman. Și acesta ar fi inspirat de parfumul Coco Mademoiselle de la Chanel. Miroase foarte bine. Clar este inspirat de acel parfum. Îmi place, este puternic, este intens. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Mi se pare atât de feminin și atât de frumos. Îmi place, îmi place Club de Nuit. O să-l las aici să-l mirosim la sfârșit. Și ce mai avem aici? Mobusan. Avem un Mobusan, o să vă pun eu numele, denumirea și sticla pe ecran, pentru că nu mai știu exact care este. Ia să vedem. Ce bine miroase. Se pare cumva fructat, paciulos așa. Fruciuli. Da, că tot se folosește cuvântul acesta. Da, îmi place, dar nu este ceva ce mi-aș cumpăra acum. Pe acesta nu mi-l imaginam în niciun fel, pentru că nu era pe lista mea de cumpărături. Mai avem aici o punguță cu mostre. Am aici două care erau pe lista mea de cumpărat. Și am aici Alibi de la Oscar de la Renta, nu știu exact cum se pronunță. Vreau să văd dacă îl mai las pe lista de de dorințe sau nu. Cumva mă aștept să fie un parfum dulce. Da, să dau în aer câteva pufuri. Mă aștept să fie un parfum dulce în zona Olimpea. Asta am văzut și eu prin recenzii, pe Fragrantica, și vreau să văd cum este. Este un parfum pudrat, dulce, are ceva, da, are note de apă, se simte puțin acvatic. Eu sunt curioasă cum se usucă, pentru că are praline, mosc și lemn ambrat în bază. Mă așteptam să fie puțin diferit, mai... Dar de fapt nu știu de ce mă așteptam, pentru că are notele astea de apă, mă așteptam să fie un pic mai gurmand, poate, mai dulce. Dar îmi place cum miroase, deși nu este... Nu mă dă pe spate, sincer. Îl lăsăm și pe el aici și vreau să miros un parfum de aici, din punguța asta, Baby Powder. O să vă scriu la fel denumirea pe ecran. Astea sunt parfumuri de pe Parfumas. Baby Powder are o sticluță albastră
Și mă aștept să fie așa un parfum ca o cozy, pudrat. Na. Și denumirea ca o pudră de bebeluși. Miroase a pudră de talc. De la Johnson. Deci chiar e frumos. E frumos. Mai are ceva pe lângă, dar cred că e mirosul ăla de sticluță. Mi se întâmplă la unele parfumuri să fie, sper să fie asta. Cred că din sticluță nu se simte așa, din sticla lui. Dar miroase chiar a pudră, deci miroase bine, e frumos. Asta dacă... Da, mi-aduce amintiri parfumul ăsta de bebeluși, de șervețele umede. De la, nici nu mai știu cum se numesc, vă dați seama. Dar miroase ca șervețelele umede de bebeluși. Mai știu cum se numește brandul acela. O să vă scriu pe ecran, deci am uitat că au trecut ani de zile de când am avut bebeluși. Dar îmi place parfumul ăsta, e dulce, e pudrat, e plăcut. Dacă ați avut bebeluși, cu siguranță nu o să vă displacă mirosul ăsta. E foarte drăguț. Foarte drăguț, parcă și simt e textura aia de pudră, foarte frumos este. Da, nu mă așteptam să fie chiar așa de mult dus în zona asta de pudră de bebeluș, de șervețele de la Pampers. De la Pampers, da. Foarte drăguț. Hai să vedem și Magma Love. Magma Love. O să vă pun oricum sticla. Oh, miroase bine Magma Love. Foarte bine. Seamănă puțin cu Lintardi. Puțin mai mult. Chiar se duce în zona aia de Lintardi. Miroase bine, se simte tuberoza foarte bine, e dulce, e feminin. Așa la un prim nas pot să zic că se duce în zona Lintardi și îmi place. Mie îmi place Lintardi foarte mult. Două decanturi, apoi o să iau o pauză și le mai mirosim, facem, tragem ultimele concluzii. Nag Champa și Alanic Violet. Hai să mergem cu Nag Champa. Este sticla galbenă. Nag Champa. Mă aștept să fie ceva tropicao. Tropicao. Ia să vedem. Nu pot să zic că mă dă pe spate, dar miroase bine. E floral. Floral. În zona de ilang, doar că este un iz diferit. Acesta nu este chiar pentru mine. Și mai avem și acest violet, care ar trebui să fie tot un floral cu violete, dar chiar sunt curioasă cum este. Hai să vedem și Alanic Violet. Violete, multe violete, multe violete. Are un miros la fel ca și la Baby Powder. Ceva, poate că vine de la sticluță, nu știu. Ceva nu-mi place în el. Se simt violetă, dar mai are ceva pe fundal care nu-mi place. Nu. Un pic verde, are ceva ciudat. Sunt curioasă cum se usucă totuși. Hai să-l lăsăm să se usuce. Iau o mică pauză și revin cu ultimele impresii. Am revenit și mi-am dat pe mână cu camera cât am stat în pauza asta, pentru că eram super curioasă de acest parfum. Și da, este puțin de tot afumat, cât să-i dea căldură, cât să-l facă foarte cozy, nu este nimic deranjant. Îl simt mai bine pe mână pentru că da, pe piele se simt mai bine parfumurile. Este dulce, este un pic afumat, lemnos, se simt pralinele alea, curmalele alea, deci
un parfum foarte frumos, foarte frumos și mi l-aș cumpăra sau nu mi l-aș cumpăra. Nu are nicio treabă cu Angel Share după mine. Da, e în zona aia de parfum cald, cald și dulce, dar altfel de dulce, oricum nu este buzi, nu este whisky, nu este whisky acela îndulcit, nu este, însă este altceva și îmi place cum miroase. O să-l port și povestim, dar e bun de iarnă, chiar îmi place parfumul. Așa, trecem și la acesta, pe care l-am avut și pe el pe mână și a rămas cremoso fructat. Chiar așa îl simt. E mărul ăla acolo care și pe hârtie miroase la fel. Deci este un parfum cremos, dar și juicy în același timp. Îmi place parfumul, nu este ce mă așteptam, dar se duce în zona La Danza delle Libellule, pe care eu îl ador, adică și mai am încă unul de la Tarte Collection care se duce tot în zona aia de La Danza delle Libellule, am 100 de mililitri, acela este mai afumat, mai intens, mai arăbesc așa, dar îmi place și acela foarte mult. Acesta este destul de proaspăt, îl văd versatil, dulce, gurmand, plăcut, e un parfum frumos, dar nu înțeleg de ce se duce atât de mult în zona La Danza delle Libellule, foarte mult se duce, doar că pe La Danza îl văd și mai intens și are și o scorțișoară acolo. Ok, ce mai avem pe aici? Mai avem Club de Nuit Woman. Miroase foarte bine, e super intens, chiar și pe hârtiuța asta. Da, este inspirat de Coco, Coco Mademoiselle. Nu este chiar acolo, dar e foarte frumos parfumul, chiar e și știu că are și un preț super ok. Nu are nimic arăbesc, e plăcut, e curățel, așa îmi place. Hai să vedem Baby Powder. Baby Powder. Ce frumușel e parfumul ăsta. Da, ca o pudră de bebeluș, ca niște șervețele umede de la Pampers. Aș vrea să-l țin mai bine, sincer. Aș vrea să-l țin mai bine pe piele, de exemplu. Nu mai știu pe unde să mai dau. Vai, dar deschiderea e atât de pudrată și atât de plăcută. Nu mai simt chestia aia de de sticlă. Are și niște flori pe acolo. Un pic de verde simt, dar oricum e o pudră de bebeluș și e foarte drăguț acest parfum. Foarte drăguț, îmi place. Ăsta este preferatul meu, cel albastru. Ok, mai avem aici Maubusson, care este dulce, fructat, feminin, frumos. Știu că și el are un preț ok, nu este pe lista mea de cumpărat, de dorințe, de ce vreți voi, nu este, dar e plăcut. O să le mai testez oricum și mai revin cu impresii. Mai avem aici Nag Champa, care este floral, flori galbene tropicale. Na, nu pot să zic că mă dau un gând după el. E mai plăcut acum oricum decât în deschidere. Da, așa, poate să revin cu update despre acestea. Magma Love, parcă nu mai simt chiar în zona Lintardii, dar e plăcut, nimic arăbesc, e frumos, feminin, dulce, îmi place, îmi place și acesta, chiar e frumos. Mai am parfumuri în zona asta, adică nu e ceva ce mi-aș cumpăra, dar e frumos, adică chiar îmi place. Ok, și parcă mai aveam ceva. Alibi sau Alibi, Alibi de la Oscar de la Renta, s-a uscat, este dulce, îmi place parfumul acesta, dacă nu mă înșel are pralină, nu pot să zic că simt pralină, vreau să-l
port pe piele să văd cum este mai exact și o să revin cu update cu siguranță. Este pe lista mea de dorințe, nu mai este. Nu că nu-mi place, nu că m-a dezamăgit, nu, doar că nu este momentul lui. Acum sunt altele mai... Da, probabil de vară. Este potrivit de vară, mi se pare super ok vara. Nu este Olimpea, nu. E diferit, dar l-aș purta vara pe el și mi l-aș cumpăra vara. Cam atât. În continuare îl simt pe Cam Rah afumat și dulce. Și îmi place foarte mult. Cred că o să-l cumpăr. Îmi place parfumul ăsta. Mie îmi plac parfumurile astea afumate, gen lemne arse, lemne în sobă. Îmi place izul acesta. Frumos, frumos. Îmi place foarte mult Cam Rah. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-am lămurit într-un fel cu unele parfumuri. Oricum o să revin cu update. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să-mi lăsați părerile voastre în comentarii, pentru că de-abia aștept să vorbim acolo despre parfumuri, și să-mi spuneți și voi dacă aveți în Cam Rah și cum vi se pare. Eu v-am zis, știți că lumea îl duce în zona Angel Share și eu credeam la fel că este inspirat de Angel Share, însă nu este. Nu este, este diferit, dar de sine stătător, așa îl văd și îl văd foarte frumos, ba chiar îl văd de cumpărat. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, dacă vreți să vedeți ce poze fac și ce port, pun acolo parfumurile pe care le port. Vă mulțumesc pentru vizionare, v-am pupat, pa, pa!